articol, Clara Mărgineanu a murit la doar 48 de ani, niște nemernici o cred dependentă de alcool. Clara Mărgineanu a murit la doar 48 de ani, duminică, la Spitalul Colțea. Filiala București Poezie a Uniunii Scriitorilor din România a anunțat încetarea din viață a distinsei poete și realizatoare TV Clara Mărgineanu. Frumoasă, talentată, deșteaptă, arzând ca o flacără, elegantă, Clara Mărgineanu a fost jurnalist cultural la televiziunea română, care a trădat-o și pe ea, cum a trădat pe mulți. A suferit, s-a ridicat, a luptat cu nedreptăți, a iubit viața, a iubit poezia, a supraviețuit. Până când bucățica de om, dar muntele de talent Clara Mărgineanu a avut de luptat cu o boală necruțătoare. A publicat 10 volume de poezie și a obținut numeroase premii pentru jurnalism cultural. Prin dispariția Clarei Mărgineanu, literatura noastră suferă o dureroasă pierdere. Dumnezeu să o odihnească, se arată în comunicatul poeților. Citește și Mihai Eminescu, rugăciune. Papa Ioan Paul al II-lea a rostit rugăciunea către Maica Domnului, citește și Doliu în presă. Faimosul jurnalist s-a stins după o luptă grea, citește și Doliu în familia lui Mircea Dinescu. Soția poetului a murit la doar 58 de ani răpusă de o boală gravă. Clara Mărgineanu a fost elogiată, în 2013, de scriitorul Ștefan Mitroi, într-un editorial din ziarul Adevărul. Pe Clara Mărgineanu asemănă un pahar de vin tânăr, închis la culoare. Era în urmă cu vreo două decenii când s-a întâmplat să o cunosc pe Clara, nașindu-i, mai apoi, publicarea primei cărți de poezie. Ea a rămas în televiziunea română. Eu am plecat. Ne-am văzut mai rar de atunci, ea pe mine, mai exact, fiindcă eu pe ea am tot văzut-o la televizor, cu emisiuni mult mai mari decât ecranul ce le găzduia. După cupa cu iluzii virgule dată pe gât la început, Clara Mărgineanu n-a vrut să se mai dezbete de poezie, ajungând la aproape 10 volume. A scris Mitroi. Vezi cum a prezis pandemia poetul Adrian Păunescu. Clara Mărgineanu a murit la doar 48 de ani, niște nemernici o cred dependentă de alcool. Niște nemernici o cred dependentă de alcool. Ar trebui să-i cunoască biografia, să cate cu privirea spre zarea nu tocmai senină a copilăriei și adolescenței ei. Dintre tăria alcoolului și tăria poeziei, Clara a devenit dependentă doar de ultima. Nu s-a dezis și nu se dezice nici de prima. Și asta pentru că n-a putut și n-o să poată niciodată să uite că a trebuit să se crească singură, adică orfană de dragostea părinților. În loc să o schimonosească, această suferință a făcut din ea un om frumos. Virgulă, a continuat scriitorul. Clara poartă nu doar pe chip, ci și înăuntrul său, atât de multă frumusețe încât o împarte tot timpul cu ceilalți.
formă de cărți sau de emisiuni de televiziune. Numai că alți nemernici, mai mari decât primii, au trimis-o în șomaj la ultima epurare ce a avut loc în TVR. Mai mult decât asta m-a intrigat și mă intrigă faptul că oamenii frumoși ai literaturii și muzicii, cărora Clara le-a dedicat toate emisiunile sale, nu s-au prea grăbit să-i sară, printr-un protest public, în ajutor. Ori poate că au făcut-o, dar nu știu eu. Virgulă a încheiat Ștefan Mitroi.